Bună ziua și bine v-am găsit la Profonac, exercițiu de matematică. Subiectele la? Să zicem subiect. Olimpiada județeană, la clasa 4. Da. Subiecte. Începem cu început sau cu sfârșitul? Cu sfârșitul. Cu începutul. Le n-am zis să facem luăm capul. Luăm capul, înseamnă că trebuie să facem repede, că e mult. Da, 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 la casa 4. Faza județeană, da? Faza județeană, clasa 4, da. Bun. Faza județeană. Repede, poftim. Exercițiu numărul 1, subiectul 1, exercițiu 1. Subiectul 1 era de 30 de puncte, are mai multe... Ies 1 și 1, da? 1, da. La exercițiile de mai jos, încercuiește răspunsul corect avea. Atenție, numai un răspuns este corect. Încercuiește răspunsul corect. Pe răspunsul corect. Corect. Se dau propozițiile. O pisică aleargă de două ori mai încet decât un câine. Propozițiile. E mult de scris, nu e la română? O pisică, nu mai, e la matematică. O pisică aleargă de două ori mai încet decât un câine. Deci o pisică aleargă de două ori mai încet decât un câine. Asta e un cal ori mai mai mult mai încet decât un câine. Mai încet. Un cal scrie. Un cal aleargă mai repede decât câinele. Un cal aleargă mai repede decât câinele. Ievurele fuge mai repede decât câinele. Fuge mai repede decât câinele. Așa. Calul aleargă mai încet decât iepurele. Ce faceți voi aici? Eu v-am zis că asta e singura cea mai lungă, de aia n-am scris mult despre. Calul aleargă mai încet decât iepurele. Punct. Care din aceste animale aleargă cel mai repede? Care dintre ele aleargă... Care dintre ele aleargă cel mai repede? Cel mai repede. Mai încet decât iepurile? Care aleargă mai încet decât iepurile? Calul aleargă mai încet decât iepurele. Calul aleargă mai încet decât iepurele, okay. Da? Imposibil. Să mai citim o dată, nu? Da. Hai. Dar să citească ei de un profesor. Da, 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 da. Zi, o pisică. Deci, o pisică aleargă de două ori mai încet decât un câine. Un cal aleargă mai repede decât câinele. Iepurile fuge mai repede decât câinele. Calul aleargă mai încet decât iepurile. Care dintre aceste animale aleargă cel mai repede? Și care? Iepurele, din câte am citit. Mai vedem o dată. Deci, o pisică aleargă de două ori mai încet decât un câine. Deci câinile aleargă mai repede. Deci câinile aleargă mai repede decât pisica. Deci, un cal, deci așa. Pisica aleargă mai încet decât câinele, da? Da. Pisica așa. Mai încet, mai mică viteza, da? Un cal aleargă mai repede decât câinele. Deci calul aleargă mai repede decât câinele. Deci calul... Mai mare decât câinele. Mai mare decât câinele, nu? Are viteză mai mare decât câinele. Așa. Iepurile fuge mai repede decât câinele. Iepurile fuge mai repede decât câinele. Adică mai mare și decât câinele și decât calul. Stai să vedem. Și calul și iepurile mai repede decât câinele. Deci în față de câine s-a băgat dincolo de câine ca și calul. Și exact. Calul și câinele exact. Dincolo. Încă nu știm. Așa. Nu știm. Calul are încă cine, mai încet decât iepurele. Calul aleargă mai încet decât iepurele. Adică iepurile unde îl băgăm? Iepurile după cal sau între? Între. Calul aleargă mai încet? Ultima. Mai încet. Ultima. Deci calul... Da, e după. Adică iepurile ce nu...
Așa. Cel mai iepure rapid. Largă cel mai rapid. Da? Iepure. Și cu asta am rezolvat. Subiect e rezolvat. Da, bun. Subiectul numărul 2. Valoarea lui A din exercițiul. Valoarea lui A din exercițiul. A din exercițiul. 45 plus A plus A. 45 plus A plus A plus 279. 279 este egal cu A plus A plus A plus A plus A de 5 ori. 2, 4, 5. Deci 45 plus 2 de-al de A plus 279 egal de 5 ori A. Dar, profesor, eu m-am gândit că putem, dacă fiind adunare, putem să adunăm mai întâi 279 cu 45. Ce părere ai, David? E bine? Aștept să văd când se epuizează ideea. Așa, perfect. Deci tu, continuă-ți ideea. Deci eu m-am gândit să le adunăm, fiind adunare, putem să le adunăm doar în alegure. Bun, bun. Ce părere ai? Altceva. În afară de ideea de a le aduna pe astea două, dacă mai e altceva. Eu așa. A-ul ăla l-aș duce lângă A plus A de 5 ori și aș face 7A. Care au? Ăsta de aici? Alea două. Astea două valori la... Da, și le duc în partea unde sunt toate A-urile. Dar cum să le ducem? Aici e toată povestea. Cred că aș putea... Adică, domn profesor, mă gândesc eu adun numele alea și îmi dau un rezultat. Rezultatul aceea este egal cu 7 de A. Dar vor fi 7 de A de A în partea asta? Da. De ce vor fi 7 de A? Păi, tu zici, dacă adunăm în ambii membri, adică peste 2 ani, mai vin încă cu una. Fac 3 ani în stânga. Deci când adunăm pe cei doi de-al de an, și în stânga și în dreapta, nu putem să-i adunăm în dreapta. Că egalul ăsta l-am dezechilibrat. Exact cum pe o balanță, care stă foarte bine așa, e pus numai într-o parte. Deci nu se poate, nu? Ce să facem totuși? Foarte tare, vrei să spui tu ceva, dar vreau să punctez bine. Nu în ambii membri să adunăm. Să scădem din 5A pe cei 2A. Asta e la... Deci scădem 2A și din stânga și din dreapta. Da, și egal. Apoi când adunăm acolo, este cum ar fi că suma celor a doua este egal cu 3A. Deci, David, de ce nu ți-e clar aici? Haideți să insistăm pe dată. Adică tot am înțeles. E clar acum, nu? Da. Deci scădem din ambii membri, din ambii membri a egalității, scădem pe 2A. Chiar așa spunem. Minus 2A. Deci minus 2A. Și acum vine 45 cu 279, că cei 2A scăzut 2A, face 0 aici, da? Cât face 45 cu 279? Ai făcut adunarea asta? Da. Cât? 324. 324, da? Merge pe mâna ei. Face și noi 5 cu 9, 14. Da, 8 cu 4, 12, 324. Și ar fi fost plus 2A. Hai să vedem 2A ăștia. Ăștia 2. Minus 2A, că scădem. Egal cu 5A. Minus 2A. Ca să fie clar pentru toată lumea că am scăzut 2A din ambii membri a egalității. Da? Și că acum asta face cât? Asta face cât 2A minus 2A? 0. 0. Și vine 324. 24 este egal cu 3A. David e conduc. Dacă 3 de-al de-a fac atâta un singur A... A egal cu 324 împărțit la 3A este egal cu 100. A egal cu 324 împărțit la 3A este egal cu 100. Egal cu 108. Răspunsul corect, 108. Terminat. 3. Problema numărul 3. Tot de la ieștiunul, nu? Da. Așa, am știut deasupra că aici povestea asta mă enervează că tu poți. Am transpirat că am scris. Eu v-am zis că e descris în modul meu. Așa, nu mai văd. Într-un șir... Deci trei, a treia. A treia. Într-un șir sunt 97 de bile. Într-un șir... Sunt 97 de bile. 97 bile. Deci, bila 1 până la 97. Așezate după culoare, în ordinea următoare. Alb, roșu, verde, galben, negru. Deci, alb, roșu, verde, galben, negru. Negru. Și iar, alb, roșu, verde, galben, negru. Și tot așa. Roșu, verde, galben, negru.
Și tot așa, până la finalul ghișa. Deci echipe așa vin. Da. Uite așa și în cartea. Câte culori? Alb, roșu, verde, galben, negru. 2, 4, 6. 2, 4, 5. 5, pardon. 5 culori. Copii, câte culori? 5. Eu și Cristina am știut, domnul. Da. Bilan cu numărul 73 are culoarea. Păi am făcut dinasă la școală. Nu știu. Acum trebuie să facem pe asta, David. Bila cu numărul verde. 73 are culoarea. Verde. De ce să fie verde? Pentru că, deci stai să spun să-mi spun. A scris 97. 97. Păi 97 sunt în total. În total. Nu, bila numărul 73 are culoarea. Deci 73 se află pe aici undeva, David. 73 se află pe aici undeva, în șirul ăsta până la 97. Ce culoare are bila 73? Nu? Nu reușești? Păi gândește-te dacă sunt din 5 în 5, echipe de câte 5. Și când ajungi la 70, două șiruri deja s-au terminat. Și atunci când încep un alt șir, când o să ajungi la 73, o să devină din nou cu alb, roșu și la 73 va fi verde. Vezi? Iată aici care este culoarea a 13-a. Bila cu... ce culoare are bila de pe poziția a 13-a? De pe poziția a 13-a. Păi da, că aici e locul 5. Dar cea de pe locul 22? Roșu, da. Dar cea pe 27? Cea de pe 27. Roșu, tot roșu, tot roșu. E 25 26, și cu 2. 27, că tot da? Roșu se crimine. Deci, cu alte cuvinte, răspundem aici la 73, punem aici verde și continuăm. Altă întrebare? Atât. Numai atât, da? 4. Dar hai să întrebăm, nu, dar asta de pe 97, bila de pe poziția 97, să răspundi și la asta, am pus. Păi tot mai neazim, roșu. Roșu, că e 95 multiplu de 5 și cu 2, deci iată roșu. De asta au și dat-o de 5 ca să le 4, problema numărul 4. Sigur că da. Ar fi fost interesant. Dacă ar fi fost 4 culori. Dacă așa n-ar fi fost între... Ar fi fost un pic mai dificil, că ar trebui din 4 în 4. Împărțeam numărul. Da, sigur, și restul. Restul, sigur. Dădea culoarea. Da, da, așa este. Deci, altfel spus, ne descurcăm în orice condiții, dat fiind faptul că ne interesează restul împărțirii. La 4, la 5, la 6, la cât tot fost acolo. Câte culori sunt acolo? Problema numărul 4. Pe terenul de sport sunt mai mulți copii. 3 pe 8. Pe terenul de sport sunt mai mulți copii. 3 pe 8 din ei joacă fotbal. 3 optimi. Din numărul total de copii, din ei, fotbal. 3 pe 5 din rest. 3 optimi din ei joacă fotbal. Fotbal. 3 pe 5 din rest joacă volei. 3 pe 5 din rest joacă volei. Volei. Iar 8 se plimbă cu rolele. 8 copii se plimbă cu rolele. Se plimbă cu rolele. Pe terenul de sport sunt... Da, ne-a dat-o... Nu ne-a dat-o ca să ne indice în dificultate, că 8 minus 3 de 5 și atunci ne-a dat-o... Ne-a dat-o... Ne-a dat-o grea. Păi n-a dat-o dificilă, dar hai să vedem aici. Davide, cum propui să facem? Hai să încercăm. Nu vreau să mă aud, nu știu. O facem, știm, putem. Deci toată povestea așa, pe segmente hai să încercăm. Exact, segmente pe ne închipuim, figurativ. Ne închipuim că numărul de copii care sunt pe teren înseamnă un singur segment. Refuz răspunsul ăsta. Ce spune? 3 optim? Împărțim un 8, sigur că da. Mai, cel mai bine e să împărțim în două, fiecare în două și iarăși în două, da? Asta este împărțirea foarte rapidă în 8. Ce spune? 3 optimi din ei, fotbal. 3 optimi
trei părți de astea. Uite, pun deasupra, așa. Fotba. 3 cincini din rest. Adică din rest mai împărțim o dată în 5 și nu în 3 secunde. Deci tot restul, restul ăsta este. Da. Să-l împărțim în cât restul ăsta? Stați puțin. E chiar 5. E chiar 5. Restul este 5. 5 segmente. Că restul este diferența între 3 și 8. Și autorul a fost drăguț aici. Nu trebuie să mai împărțim. Da, mai am un probleme mult mai dificile. Dar aici autorul este drăguț și îi dă 3 5. Adică exact este restul care ne-a rămas acolo. Nu mai mult sau mai puțin. Și luăm din astea câte? Câte părți din astea? Încă 3. Deci 3 din acestea joacă ce? Vole. Vole. Și 8 se plimbă cu roi. Păi, dacă 2 din alea sunt, 1 e 4. Păi asta era. Și termin. Câți elevi sunt în clasă? Asta este. Deci, 8 și ăștia cu role. Câți elevi? Deci una este 4, da? Câți elevi sunt în clasă? 32. Păi fac 4 ori 8. Ori 8, 32. 32. Răspuns, 4 ori 8. 4 ori 8. Egal 32 ele. Hai să vedem. Mai sunt încă două la primul subiect. Da? Două probleme. Mai sunt la esumul de 5 ale. 6. 6. Bun. Dar mie vreau să spun că noi am făcut probleme mai dificile. Și nu mi-a plăcut atitudinea ta, spunând nu știu. Nu mai spui așa. Stăm, analizăm. Asta înseamnă să ne încingem o problemă. Nu să nu deasupra și să defuzăm. Mergem mai departe. 4, da? 5. Cinci. Două prietene au împreună 19 ani. Deci, A plus B? A plus B, vârstele lor, 19 ani. 4 era asta cu 3 pe 8 de un profesor. Asta era. Asta e 4. Așa, bun. Peste 19 ani, spune. Ele vor avea în total... Peste 19 ani, ele vor avea în total... Cât? Păi aveți servici, mă. Da. Uite, mama a făcut observația asta. Nu mai e. E o presiune nejustificată. Da, da. Cât? 57. Peste cât? Peste 19. Peste 19. Împreună vor avea? Păi 19 plus 9. 19 plus 9? Atât, da? Și încă 19. Și de ce încă 19? De ce trebuie? Hai, mă! Că peste 19 ani, fiecare se duce cu 19 ani în față. Da? Deci, una are X. Da, da, erau surori gemene. Nu are important. X are... Înseamnă că poți să o fac pe ea. Asta ce? În total? Peste 19 ani, ele vor avea în total... Păi, 19 plus 19 plus 19. Așa. 9, spune încă 2 din 19, adică 38. Așa, asta era important. Deci să spunem că avea asta 7 ani și a luat avea 12 ani. Dar peste 19 ani, lui 7 îi se adaugă 19 și lui 12 îi se adaugă 19, neapărat așa trebuie văzut. Și atunci de 3 ori 19, egal cu 57 ani. Care a fost capcana aici? Care a fost capăt? Să-mi aduc două și că crezi că am două. Două îți dau. Sigur că da. Să aduc aportul. Nu fiecare. Și aduce aportul. Și problema numărul 6 de la subiectul 6, da. Un număr scris cu 4 cifre. A, B, C, D. A, B, C, D. Are suma cifrelor sale 36. Deci un număr de 4 cifre. Are suma cifrelor sale 36. A plus B plus C plus D egal cu 36. Succesorul numărului dat va avea suma cifrelor. Deci succesorul. Succesorul e cel care vine după. Care urmează. Adică într-un fel avem, dacă avem 1259, 1260. Dacă adică are suma. Avea 1200, așa, da. Da suma, suma cifrelor. 37, bine, dar stai bun. Așa este? Nu. Nu te așezi, nu m-am mai văzut pe mine că nu sunt de acord și pentru că asta rezi nu. Nu, pentru că m-am gândit eu. Dar gândește-te și la ce vorbești. La exemplu care l-ai dat, am înțeles, dar gândește un pic la situația de față și după aceea vorbești. Oare ce înseamnă asta, un număr de 4 cifre are suma cifrelor 36, domn profesor?
Dacă asta toate cifre, oare ce înseamnă? Trebuie să analizăm. Care să fie cifrele? Sunt cifre... Nu egale. Distincte, nu. Nu. Păi dacă ar fi cifre egale, am avea 6. 6 ori 4, 24? Nu, că n-ai. E 36. 8 ori 4, 32. 9 ori 4, de 36. Oh. Nici nu se poate altfel. Numai 9 stai. Deci nu se poate. Nici dacă el ar spune, e depresos să spunem că se poate să fie distincte. Nu. Exact. Numai dacă autorul dădea mai puțin de suma asta. Atunci da. Și spunea că sunt distincte, ne-a obligat pe noi să luăm una sau două variante, că suma aceea să dea... Să dea suma dată acolo. Dar acum când el spune 4, măi copii, veniți așa în problemă ușor. Veniți, măi, 4, de ce de... Întrebarea apare. De ce de lungime 4? De ce din 4 cifre? De ce din 1 din 2? De ce nu din 7 cifre? Din 4, suma e 3, 6 cifre. Maxim 9. Până la 9 poți să urc, nu? Cu ABC. 6 împărțit la 4. Cât dă? 9. Gata. Toate 9. Toate 9. Deci înseamnă că autorul face referire la numărul 9. Da? Și 4, 9, 3, 6. Și care este succesorul lui? 1, 0, 0, 0, 0. Și suma cifrelor va fi? 1. Ai văzut, Daria? Deci ce repede cagi în capcană? Dar am spus că nu e bine. Am înțeles. Există 37. Vezi că se face o analiză corectă. Eu, știi, am fost foarte tare surprins că tu ai dat pacnă pe răspunsul. Ai crescut cu 1, suma 36 și cu 1, 37 și cu asta basta. Eu nu, eram pe afară, spuneam și mă gândesc. Mi-am dat seama că e greșit, că m-am gândit la exemplu care l-am dat. Da, bun, bun. Dar, da. Care e concluzia? Întâi gândești... Era 37, domnul profesor, tocmai știți că răspunsurile sunt date, 37, 40, 35 și 1. Aha. Știți, primul răspuns era 37 și mulți cădeau în capcană, dacă tu nu faci o analiză corectă a situației. Da. Deci aici aș vrea să mai rămânem un pic. Deci problema mi se pare foarte frumoasă. Foarte faină. Da? Hai să formulăm noi. Suma cifrelor este... Stați două secunde să scriu. Uite-te la tablă, doar nu mai scrie. Acum analizează. Să zicem... Dau 8, pierd 1, pierd 2 și 3. 3 cu 3, 6. 30. Deci suma cifrelor sare, 32, A plus B plus C plus D, egal cu 30. Hai să facem un v-am mai povestit de atâtea ori. Creăm probleme, deci încercăm și noi să gândim o problemă. Deci suma cifrelor este 30, iar cifrele sunt distincte. Adaug acum. Deci suma este 30 și cifrele sunt distincte. Că pot fi multe. Păi gândește-te la soluții. Sigur că da. La toate. Păi tot, toate. Hai mă, repede una, că e una repede, rapidă. Că mai ales că e 30, aproape 36. Bă, deci m-am dus foarte, la, foarte aproape de 36. 999. 9, 9. Nu, 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 distincte cifrele. 9. 9, 8. 7. 7. 6. Ia pe repede suma, de ce nu vă duceți? 9, 8, 7, 6, da? Ia să vedem dacă se duce suma. Dacă nu, mai vedem... altă variantă. Nu, 8, 7, 6, dar e repede. Nu dă 30? Da. Mie mi-a cam dat. Dar pot să fie mai multe numere. Ia să văd. Păi dă altă variantă? Da. Ca să fie distincte, să facă suma 30? Da. Să vedem. Vă spun. Ia, zi. 8, 9, 7, 6. 8. 8 ai zis? 9. 7, 6. 7, 6. Dar tot 8, 9, 7, 6. Adică tot când jucați astea 6, 7, 8 și 9. Asta vrea. Stai, că începe acum problema frumoasă. Da, așa că mă bat deci să mai mă și 7,96. Bine, mă, dar tot 6,000. Câte sunt în total? Hai că mă interesează. Câte numere? Da, mă. Da, câte numere formați? Hai că aici e tare de tot problema. Da, trebuie să dați succesorul. Și aici i-a prins. Păi, tocmai aici. Aici mă interesează câte variante îmi găsesc ei. Câte variante? Păi stai puțin. Fac o analizare. Că așa poți să obții. Și
foarte tare și voi pune problema, iată cum zici, dintr-o chestiune, de asta se naște o problemă foarte frumoasă. Putem forma cel mai mare număr cu cifre distincte ca să facem selecție. Păi da. Da? Ca să puteți da cel succesorul. Și pe urmă este cel succesor. Deci să facem selecție dintre ele. Exact, sunt multe. Sunt 24. Sunt 24. Sunt multe. Sper mult de 4. Tot succes. 24. Cred că tot succes și da. Multe. Da. Bun. Dar acum spunem așa. Cel mai mare care se poate forma. Asta. Cel mai mare, uite. Cel mai mare număr. Care se poate forma din patru cifre distincte. Din patru cifre distincte, a căror sumă, a căror care are suma cifrelor sale 30. Da, da, nu știu. 9 8 7 6. Da. Bun, 9 8 7. Care e succesorul lui? 9 8 7 9 8 7 7. Și suma cifrelor va fi 30. De pe aici, în suma cifrelor 31. Abia aici. Da? Deci, vedeți cum anume am procedat, am descoperit, tot așa putem face cel mai mic număr. Corect. Mulțumim asta. Da? Succesorul lui, suma cifrelor. Adică trebuie să mai afrontate numele. 6789 cel mai mic. Am mers și am analizat de la problema asta plecând și alte probleme. Mergem mai departe. Trebuie să pleci ei pe rezolvare, știți? Aici ai chestia. Dar numai pentru un antrenament de zonă, ești ăsta continuu. Așa trebuie să-l facem. Subiectul numărul 2. Da. Tot 30 de puncte. Prima problemă. Tot 6. Nu, 5 probleme sunt aici. Sper că nu am mai vrut să scriu. Nu, domnule. Într-o pungă sunt 8 bile. Deci ești 2, da? Da. E prima problemă. 8 bile într-o pungă. Într-o cutie sunt 8 bile. 8 bile, da. Maria adaugă un număr de bile. Iar Dragoș scoate 5 bile. Deci într-o pungă, într-o cutie, sunt 8 bile. Uite așa, 8 aici. 8. Bile. Bile. Maria pune niște, un număr de bile, adaugă un număr de bile. Deci Maria... Vine și pune niște bile. Pune bile și nu știm. Dragoș scoate 5 bile. El, Dragoș, 5 bile. Da. În cutie sunt acum de 3 ori mai multe bile ca la început. Deci, în cutie sunt de 3 ori mai multe bile decât la început. Adică câte sunt? 15. Dacă de 3 ori decât la început, câte au fost la început? 24. Păi întrebarea e, Maria a adăugat? 5 bile. Câte bile? 5. Nu, iar te grăbești. Atenție multă. Mai citim o dată. Eu am dat răspunsul. Stau și analizez. Într-o cutie sunt 8 bile. Maria adaugă un număr de bile. Dragoș scoate 5 bile. În momentul acesta, în cutie... După ce a scos? Da, după ce a scos cele 5 bile. 5. Sunt de 3 ori mai multe bile ca la început. Câte bile a adăugat Maria? Da, te avem un răspuns. Zi. Maria a adăugat 21 pentru că am scris că Maria plus 8 minus 5, adică... Deci Maria... Maria plus 8 minus 5... Maria plus 8 care minus erau... Minus 5... Minus 5 pe care vreau este spus. Egal cu 24. Egal cu 3 ori 8, 24, da? Și atunci am făcut Maria plus 8 este egal cu 24 Maria plus 5. 3, nu? Plus sau plus 3. 8 putem să fac. Așa, e egal cu 24 plus 5. Plus 5, e egal cu 29. Așa. Dar am făcut și varianta cu 3. Da, dar e corect și așa, Daria. Deci Maria plus 8 egal cu 29, ai spus 29 și atunci Maria este egal cu 21. 29 și sau, atunci Maria este egal cu 21. Sau varianta că Maria plus 3 e egal cu 21. Faci scăderea aici. Maria e egal cu 21. Dar de ce te-ai grăbit și să vedem de ce, care a fost slăbiciunea ta? Vorbește tu. Că tu știi cum ai gândit. De ce ai spus 15? 55. Care a fost motivul? Sau? Pentru că 8 ori 3 plus 5. 8 ori 3 plus 5, 24 și cu 5, 29. Da, și după ce am spus băiatul la 5, pe urmă 24. Și unde e de slăbiciunea? De ce nu ne iese problema? Hai să mai luăm încă o dată. Deci tu, ce produci tu aici de nu merge problema? Maria plus 8 care erau
minus 5, după ce se întâmplă operația asta, fac de 3 ori cât era înainte, de 3 ori 24. Așa, deci analizăm cu foarte multă atenție conținutul problemei. Deci nu mergea 3 ori 5, 15, nu știu ce, nu știu cum, acolo. Nu facem la întâmplare. Vreau să fii lângă mine, să urmărești, da? Deci mai atent. Te rog, mergem mai departe. Problema numărul 2. Într-o cutie se găsesc 8 creioane albastre. A doua, da? Da. Într-o cutie se găsesc 8 creioane albastre. 8 albastre. 10 creioane roșii. 10 creioane roșii. 7 creioane negre. Și 7 negre. 10 roșii. Pentru a fi siguri că am scos cel puțin un creion roșu din cutie, trebuiesc scoase. Pentru a fi siguri că am scos cel puțin un creion roșu din cutie, trebuiesc scoase 18. 18? Cum ai gândit, David? 10 plus 7. 10 plus 7. Cât e, Daria? 18. Vreți să scoți un albastru, nu? Unul roșu, am spus. Ca să fim sigur că am scos cel puțin un creion, roșu. Roșu. Mi-am înțeles albastru. Bine, răspundeți pentru roșu. Bine. Adică... 28. 16. 16, așa? Dar pentru a fi sigur că am scos cel puțin 3 negre. Cel puțin 3 negre. 21. De ce 21? Adică 10, 7 și 10 și 4. Așa și 3? 3, mă scuzeți. Da, deci așa, multă grijă. De aceea a făcut... Deci un pic să fiți atenți că... Atâta tot. Arta vocerea. 3... Problema numărul 3. Dana și Costel sunt doi frați de 7 și 8 ani. Dana de 7. Dana are 7 ani, Costel 8 ani. Costel 8 ani. Iar mama lor are 39 de ani. Mama 39. Vârsta mamei va fi egală cu dublu sumei vârstei copiilor peste... Vârsta mamei va fi egală cu dublu sumei vârstei copiilor peste câți ani? Stai puțin, poți să mai repeți o dată? Deci Dana are 7 ani, scrie pe tablă problema, Daria. Da, știu, dar vreau să... Dana are 7 ani și Costel are 8 ani. Vârsta mamei este de 39 de ani. Acum? Da. Când are el 7 și ăsta 8? Da, da, da. Vârsta mamei va fi egală cu dublul sumei vârstei copiilor peste... N-am înțeles întrebarea. Vârsta mamei va fi egală cu dublul sumei, vârstei, adică sumei, facem peste suma peste cât și o dublăm. Și atunci vine vârsta mamei atunci. Adică mama o să fie 39x3 este egală cu... De ce e 39x3? Stai să vedem. 39x2. De ce e 39x2? Ai auzit dublu acela, nu? Când spune acolo că va crește de două ori, m-am gândit că ea va crește în același timp copiii și va crește încă 2 ani. Nu 2, 3, 7, nu știu. Da. Și eu m-am gândit să fac ori ca să știu cât o să aibă și pe o să fac copiii 7 plus 8 ori. Da, când mi-ai zis 39 ori 2, ai stricat tot jocul. Pentru că tu nu înțelegi un lucru. Mama are, hai să facem așa. Uite, vezi tu. Mama are 39 de ani. Acum. Acum. Uitați-vă la domn profesor, la segmente, vă rog. Da? Da. Daria și cu Costel, 78, 15. Da. Da, dacă 15 din 39 scad, din 39 pe 15, ca să vă sumă acum. Da? Cât face dacă scot din 39 pe 15? 24. 24, da? Deci, las 24 de ani și 15 fac suma celor doi acum. Deci Costel
da. Plus Daria, Dana. Am acum 15 ani. Mama are 24 în plus față de ei. Mama are 24 în plus. Peste un număr de ani, peste X ani, vârsta mamei va fi dublu vârstei celor doi copii. Atenție acum! Fiecare copil crește cu X ani. Adică la cei 15 cât să adaug eu acum? X plus X. Adică 2X adaug, da? Deci 2X adaug. X și X. Peste 15 ani, suma lor, a celor doi, va fi 15 plus 2X. Mama cât va avea atunci? Mama cât va avea? Va avea 39 plus X. Da? 39 plus X. Adică 15 plus 2X egal cu 39 plus X. 15 plus 2 egal, nu? Nu e egal. Stai, stai să mai citesc un pic. Ia, atenție aici. Deci, vârsta mamei, adică 39 plus X-ul ăla, de care domn profesor zice, vârsta mamei va fi egală cu dublu sumei vârstei copiilor. Deci vârsta mamei va fi de două ori mai mare decât asta. Decât suma aia. Deci adică de doi pe lângă. Suma asta trebuie să o mulțim cu doi ca să ajungem la mama. Corect. Și de pe acolo aflați X. Peste câți ani? Deci suma asta care este 15 plus 2X, o mulțim toată cu 2. Cu du, că zice dublu, da? Sub vârsta mamei. Exact. Eu s-am supărat și acum mai trebuie să mă duc încă o dată ca pe atâta. Da? Da. Dacă aș fi respectat segmentele acolo, asta înseamnă. Deci relația care apare este așa, 15 plus 2X, aici e capcana. La 15 adăugăm pe cei doi care cresc cu X și cu X. Ei doi copii. Da. Egal cu... Nu, ori 2, domnul. Și tot ori 2. Și tot ori 2. Păi să nu faci. Așa, ca să facă cât e vârsta mamei, 39 plus X. Iată, Davie, aceasta este algebric rezolvată, mult mai la îndemână. Da? Dacă traducem bine, cum ar fi la clasa a 7-a, punerea în ecuații. Nu? A relației acestea. Deci, peste câți ani X? Deci e ușor. Deci e ușor. Dar hai să vedem. Aici da, bine, tot miezul problemei este analiza până când scrim relația asta. Nu, tu urmărești acum rezolvarea. Păi nu mă interesează rezolvarea. Mă interesează aici formularea. Că vezi, la 15 că am adăugat 2X a fost spectaculos de important. Foarte tare. Și lui Dana și lui i-a pus X-ul ăla. Ca și mamei. Și am înmulțit cu 2 pentru că mama era mult în față. Mama are de 2 suma asta. Bun. Și acum zicem, David, te rog să mă conduci, 2 ori 15. Distributivitate aplicăm, da? Să-ți puțin de profesor ca să schimb pagina. Hai, te rog. 2 ori 30 da. Plus 2 ori, 4 ori X. 4 ori X egal cu 39. Egal cu 39 plus X. Plus X, corect. Echivalent. Echivalent cu 30. Scădem un 30 peste tot, vezi? Da. Din stânga și din dreapta. Să fie 9. Și rămâne doar 4X. 4X. Egal cu 9, egal cu 9 plus X. Da? Da. Mai scădem un X din ambii membri. Da. Și o să fie 3x egal cu 9. Egal cu 9, x va fi egal cu 3. X egal cu 3. Dana, Daria, spune-mi unde ți-a mers la suflet problema asta? Care a fost momentul așa care ți-a plăcut foarte tare? La când am scris, de fapt, 15 plus 2x. Acolo e momentul tău. 15 plus 2x. Da? 15 plus 2x. Și acum dau eu o problemă. Ioana, Dana și cu Ana, Ioana, Dana și cu Ana, au împreună 23 de ani. A, nu, ne spuneți câți... Tu scrii ce... Ioana, Dana și cu Ana au împreună 23 de ani. 23 de ani. Mama lor are 45
5. Mama lor are 45. Peste câți ani? Peste câți ani? Mama va avea dublu vârstei celor trei copii. Să fac algebric. Algebric? Mulțumesc. Deja știu relațiile, deci... Peste câți ani? Mama va avea dublu vârstei celor trei copii. Cât era suma fetelor? 23. Mi-a dat că 46 plus 6x este egal cu 45 plus x. Și atunci cum pot să spun eu că 5x este egal cu... 5x egal cu 1, dar diferența dă 1. Hai să facem diferența să dea 5 cel puțin. Oh, și atunci, în loc de 40, cât ar fi? 43 ani. 23 ori 2, 46. Și cât am zis 45, mama? 45. Atunci, era cât vine așa? 6 x ai zis, plus 46. Este egal cu 45 plus x. Nici nu se poate face problema, da? Da. Acum, gândim peste 46, încă 5. 51. Mama, de ce are 51 de ani? 51 de ani. Ne facem corecția, că eu am dat-o la întâmplare, n-am fost atent. Mulțumesc. Așa. Peste un an. Peste un an, sigur. Dacă dădeam aici încă un 5, 56, peste 2 ani. Sigur că da. Aici, ce am vrut eu să fac prin problema asta? Să vedeți dacă înțeleg. Dacă am vrut să văd dacă ați înțeles că fiecare își aduce câte un x, 3x acum era, nu? Da, pentru că erau 3 copii. Și atunci, din nou, dacă dădeați triplul sumei, era 3 ori. Da, da. Și tot așa. Deci, David, de asta am vrut să văd dacă se adună acolo 3x. Deci 2 pe lângă 23 plus 3x egal cu x plus 51. Da, asta a fost... Deci asta a fost rostul problemei. Mergem mai departe. Problema numărul 4. Numărul 4. Wow, multe probleme frumoase. Deci elevii clasei a 4-a au plantat pe strada școlii, pe o singură parte, 14 nuci, la distanțe egale unul de altul. Deci 14 nuci. La distanțe egale unul de altul. Am putea face chiar și figurativ, domnul profesor. Sigur că da, așa facem. Că 14 deci, nu sunt mulți. Deci, asta e strada. Pe o parte, deocamdată, pune așa. Cât? 14. Pe o singură parte. Pe o singură parte, uite da, pe asta. Da? Așa. Pune cât? 14? 14 nuci la distanțe egale unul de altul. Așa, la distanțe egale, dar nu spune distanța, nu? Nu ne spune. Nu. Nu. Bun. Facem și noi cele câte segmente 14. Aici. 14. 1, da? 3, 4, 5, 6, 7, 8, gata. 10, 11, 12, 13, 14, da? Am făcut cerculețe. Bun, cerculețe nu-i problemă. Bun. Dacă între primul și al patrulea nuc sunt 12 metri... Deci primul și al... numerul tău, nu? Sau 1, 2, 3, 4... Dacă între primul și al patrulea sunt 12 metri, atunci între primul și ultimul nuc sunt... Nu, profesor, pot să vă dau o idee. Păi, eu m-am gândit că dacă e între primul și al patrulea, ai spus? Da, uite, scrie pe tablă problema. Așa, deci primul și al patrulea
Într-un fel, noi am avea, după cum am spus pe care, trei spații. Așa. Egale. Și dacă pe 12 îmi împărțim la 3, o să am că distanța, de fapt, este de 4 metri. Între nuci. Între nuci. Și fiind distanța egală, mama nuci trebuie să aflăm că se repetă. Între primul și ultimul. A, păi între primul și ultimul, câte spații avem? Păi câte spații sunt? Între primul și ultimul. Păi între primul și al patrulea cât? Davide, între primul și al șaptelea. Vă spun eu cât e. Între primul și al șaptelea. 24. Ce 24? Între primul și al șaptelea. Metri, trei. Da, e corect. 24 de... Cum am făcut eu, domn profesor? Cum? Uitați așa. Deci de la 7 am mai trecut încă 4 copaci. De la 10, nu, de la 11 am mai trecut cu încă 12 copaci. Și am mers așa. Deci din 4 în 4 ai tot mers? Deci pe asta de 4... Da. Și mai pus încă 4 și ai zis la 8? Nu, uitați ce am făcut. Deci am făcut de la 4, de la, deci am mers la 4, de la 4 am pornit până la 7. Deci la 7, deci până la 7. Pentru că sunt 4 între ele. Știu că distanța de 4 este de 12 metri. Deci ai făcut așa aici 12, iar 12 metri. Da, și încă 12. Și 12. Și rămâne unul liber. Și 12. Și de 3 ori câte, 4 ori de câte 12? Domn profesor, eu m-am gândit că eu am... Păi aici, să zicem, felul în care ai raționat tu, nu-i destul de greu, ei? Ție ți-a plăcut cât de 12, de 12? Erei de 12, da? Ai văzut 3 spații, da? Și ai zis așa, am 3 odată, am încă 3 spații, încă 12, și încă 3 spații, încă 12. Și încă 3 spații, încă 12. Și ai 48 de metri și cu 4, 48 și cu 4, 52 de metri. Și mi-ați dat 21. Nu, dumneavoastră a spus între 1 și 7. Da, mi-a spus pentru 1 și 7. A, între 1 și 7 și ai răspuns între 1 și 7, că sunt 24 de metri. Da, profesor, eu m-am gândit că sunt 14, sunt 14 nuci. Nuci. Și m-am gândit că de la unul la ultimul sunt 13 spații, pentru că la primul nu se pune, că nu are spații în față. Dar uitați-vă și în fața voastră. Da, și de asta. Între unul și al patrulea, deci sunt 3. Și am făcut așa, apoi se face 3 și 4. Ca număr, Davide, ca număr de spații, e cu unul mai puțin decât îți indic acolo. Într-un metru liniar, se pun ardei din 10 în 10 centimetri. Da? Câți ardei cultivăm? Din 10 în 10 centimetri. Într-un metru liniar, grădinarul plantează din 10 în 10 centimetri. Câți ardei pune? Asta și puțin, că asta e din aia cu... Deci punem, plantăm ardei din 10 în 10 centimetri. Întrebarea este, câți ardei punem? Da. Dar, domn profesor, păi din centimetri... Domn profesor... Păi numai atât, numai un singur metru, într-un metru atât. Dar din centimetri cum se transformă? Deci nu spun mai mulți metri. Un singur metru, într-un singur metru, plantează ardei din 10 în 10. Câți ardei pune? Domn profesor... Nu, nu mai apropo, mai descât gurița. Nu-mi place. S-a zis că s-a făcut observație. Fără să te alin, zic clar. Asta, deschide gura. Da, din centimetri. Așa, deci eu am un metru. Da. Un metru egal câți centimetri? Hai, frate, știu de centimetri, nici acum nu știți. Așa, da. Așa, crezi, vezi și crezi din 10 în 10. Decimetri, da. Sunt 10. Așa, gata, bun. Da, 100 de centimetri. Și faptul că punem din 10 în 10 centimetri, adică la un decimetru cum ar veni, da? Mai sunt 3 probleme, nu? Da, dar m-am găsat și de problema asta, nu mă interesează câți și ardei eu. Sunt, câți ardei? Deci, da, fără câți ardei pun? Eu fac cu eu și nu altfel. Vreau să văd dacă am același căzut. 12. 12, să știi. Da. Ții cât? 11. 11. De ce ai și 12?
Am înțeles. L-ai pus pe primul aici, da? Primul. Și pe urmă, la 10 încă unul. La 10 încă unul, încă unul. Spații, câte sunt spații? Sunt 10 spații. 10 spații și mai adăugat unul pentru că sigur, mai e un ardei. Dacă începem cu el. Un ardei, da. Că sunt 10 spații plus unul cu ardei rămas de acolo. Deci asta vreau să vă spun. În condițiile problemei din mai sus s-a pus problema flării spațiilor. Acum eu am pus problema flării spațiilor, le știu. Dar faptul că încep numărătoarea cu el, cu primul, înseamnă că am pun mai mult decât spații. Cu adică trebuia să 100 împărțit la 10 și fac da, 10, plus 1. Stai dacă mai avem o problemă mâine, să suntem da. Aspectul așa. 2 măcar și vă aspectul 3 face mâine. Bun. Un ascensor, un ascensor pleacă de la etajul 9, urcă 3 etaje. Deci pleacă de la 9, urcă 3 etaje. Pleacă de la 9 și urcă 3. Adică 9 plus 3. Da. Apoi coboară 5. Coboară 5. Deci coboară 5, da? Da, mai coboară încă 6. În continuare, încă 6. Da. Și urcă din nou 4. Și urcă 4. Acum ascensorul este la etajul... O, vă fac eu problemă. Te rog. Hai, repede, fă. Dar o fac, să scump. Sigur că deci ascensorul urcă 3 etaje. Era la 9. La 9, da. Urcă 3 etaje. Coboară 5. Mai coboară încă 6. Urcă din nou 4. Ascensorul se află 5. La etajul 5. 5, corect. 9 plus 3 plus 5 plus 4 plus 5. Subiectul următor îl facem, trebuie să-l și elaborăm. Da, 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 da. Două probleme acolo, îl facem tura. Deci am încercat aici să, în timpul discuției acestea, am încercat să vă pot capta și să vedeți cum putem face și noi probleme. Da? Deci nu numai simpla chestie rezolvăm. Și să puce ei gândul, să-l gândire. Eu și Cristina nu mai vorbim. Păi, de problema, atât. Era o chestiune la care vreau să insist să vă spun. Ne abținem. Da, noi nu mai vorbim decât subiectele, gata. Eu trebuie să trag la ei. Atât. Să trag de ei. Vreau să mă credeți că în condițiile acelea trebuie să mă întrebunțez maxim ca să-l pot porni. Exact, că dacă voi... Da. Dacă voi îți vine cu răspunsul, mi-a stricat jocul. E adevărat, dar noi în speranța că în felul ăsta îi facem și pe ei. Noi facem. Și am văzut, m-am convins. Lăsați-mă pe mine, am destul de experiență. De acum să vorbească ei, domnule. Și dacă trag în stânga și în dreapta, trebuie să pornească într-o. Exact, dacă ei nu pleacă, degeaba eu și Cristina, noi să știți, să v-am înțeles de fiecare dată. Da? Noi dacă mergem la olimpiadă, luăm maxim. Da, și la concursuri și câștitori. Toți noștri o să ne facă statui. Puteți merge la facultate la matematică, da. Mai venim mult. Domn profesor, faceți sinteza? Să facem sinteza. Ce sinteza? Au fost subiecte de la da. Facultatea la Olimpiadă. Sinteza. Hai, corect. N-am ce să spun decât au fost probleme de la Olimpiadă acolo. Deci au fost chestiuni, da, fiecare urmărește ceva. La revedere! La revedere! La revedere!